Doamnelor, domnilor, bună seara! Începe jurnalul Gorj TV. Iată câteva dintre subiectele zilei. Este doliu pe scena politică din Gorj. Consilierul județean Severus Militaru a murit aseară într-un spital din București. Trupul neînsuflețit va fi depus în această seară la capela cimitirului municipal din Mutru. Severus Militaru va fi condus sâmbătă pe ultimul drum. Medicul Carmen Braia a aflat din presă că a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă. Braia a declarat astăzi că Raluca Tulic nu a murit din cauza antibioticului. Ce spun expertizele realizate la Mina Minovici, aflați în câteva momente. Gheorghe Paraschivu are zilele numărate în fruntea prefecturii Gorj. Ciprian Florescu este tot mai aproape de a prinde această funcție. Ce alte nume se mai vehiculează și cine i-ar putea locul lui Florescu în conducerea Consiliului Județean? Aflați în jurnal. Lumea politică din Gorj este în doliu. Severus Militaru a încetat din viață seara trecută. Consilierul județean suferea de insuficiență respiratorie, iar o răceală i-a agravat boala. El a fost adus la sfârșitul săptămânii trecute la spitalul din Târgu Jiu, însă pentru că se simțea din ce în ce mai rău, familia și medicii au decis să cheme un elicopter Smurd care să-l transporte la o clinică din capitală. Medicii de acolo nu au mai putut însă să-l țină în viață. Severus Militaru a fost deputat, consilier județean și lider important în Minerit. Fostul parlamentar avea doi copii, un băiat și o fetiță. Băiatul este student la o facultate din București, iar fetița este elevă în clasa 4-a la o școală din Motru. În fața copiilor și a bătrânilor stai ca în fața unei fărâme din Dumnezeu. Sunt deopotrivă viitorul și trecutul nostru. Ca să le putem purta de grijă, România trebuie să-și aleagă calea dreaptă, nu să meargă înapoi. Tragedia s-a petrecut seara trecută. Severus Militaru a murit la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București, unde fusese transportat de urgență duminică. El suferea de insuficiență pulmonară, avea 46 de ani. Mesajele de condoleanțe au curs ca lacrimile pe site-urile de socializare. Am pierdut un prieten, am pierdut un coleg, am pierdut un om bun. Am fost alături de el și am sperat ca medicii să acționeze înaintea bolii. Nu au putut. Va rămâne în sufletul meu pentru totdeauna. Dumnezeu să te odihnească, Sever, a transmis liderul PNL Gorj, Dan Vâlceanu. Astăzi și reprezentanții Complexului Energetic Oltenia au transmis un comunicat de presă în care își exprimă regretul după aflarea tragicei vești care a anunțat trecerea în neființa lui Severus Militaru. CE Oltenia a transmis condoleanțe familiei lui Militaru. Om cu un caracter deosebit, Severus Militaru, fost lider sindical al activității miniere din cadrul carierei Roșiuța și personalitate politică a județului Gorj, va rămâne mereu în amintirea noastră, se menționează în comunicatul de presă. Este doliu și la Consiliul Județean, unde Severus Militaru a fost consilier. În primul rând vreau să vă spun că am primit vestea cu foarte mare regret. Vreau să transmit public pe această cale familiei condoleanțe și să știți că cu siguranță orice problemă va avea, noi va avea un sprijin. Îmi pare nespus de rău și încă o dată condoleanțe familiei. Și prefectul Gheorghe Paraschivu a adresat un mesaj de condoleanțe familiei lui Militaru. Este o grea pierdere pentru noi, este o grea pierdere pentru județul Gorj. Județul Gorj este mai sărac cu o personalitate, cu un om care și-a pus întreaga activitate în slujba cetățenilor. Activitatea dumnealui s-a concretizat în foarte multe proiecte pentru județul Gorj și astăzi suntem mai săraci. Transmit pe această cale condoleanțe familiei înduliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Severus Militaru a fost deputat în legislatura 2008-2012, avea 46 de ani. În decembrie anul trecut, el a candidat pentru un nou mandat în Camera Deputaților, însă nu a avut succes. Dacă ați observat echipa care a fost astăzi aici, o echipă puternică, o echipă sudată, o echipă pe care am reușit împreună cu cei doi copreședinți și actualmente cu președintele Dan Vâlceanu să o clădim, o echipă care cred eu că va câștiga alegerile în Gorj și este ceea ce îmi doresc, ceea ce își doresc toți colegii noștri.
A fost o voce importantă și în sectorul minier, de altfel, ani întregi a apărat interesul minerilor și energeticienilor din cariera Roșiuța. Sunt de acord cu crearea mixului energetic. Avem mari probleme în minerit care trebuie rezolvate. Este vorba de exproprierile pe care noi ne-am angajat să le rezolvăm. Exproprieri care creează o mare problemă în minerit. Severus Militaru s-a născut la 17 noiembrie 1970 la Vălenii de Munte, Prahova. Era căsătorit și avea doi copii. La aflarea veștii, mama s-a aleșinat și a fost transportată și ea de urgență la spital. Medicul acuzat de ucidere din culpă reacționează. Carmen Braia a declarat că se consideră nevinovată. Ea recunoaște însă că în spital Raluca Tulic nu i s-a făcut testul pentru a se vedea dacă este sau nu alergică la antibiotic. Părinții au dus-o la spital pe propriile picioare pentru a se opera de amigdalită și au luat-o acasă între patru scânduri. Tot ce își doresc acum este ca toți cei vinovați să plătească pentru moartea fiicei lor. Medicul ORL Carmen Braia a aflat din presă că a fost trimisă în judecată pentru ucidere din culpă și fals intelectual. S-a întâmplat la 6 ani de la decesul Ralucăi Tulic. Fata a murit în urma unei injecții cu antibiotic fără să-i se efectueze un test obligatoriu în astfel de cazuri. Tânăra a făcut alergie, apoi a intrat în șoc anafilactic care i-a adus și sfârșitul pe patul de spital. Vinovatul vreau să plătească. În ce fel? Cum? Se poate moarte pentru moarte? Nu, sunt legile în România. Și noi, dacă toți oamenii din țară au spus că puteam să ne punem cu pumnii în capul lor și să-i omorâm pe loc, la noi se făcea legea imediat, nu? Dar pentru ei nu se face nimic în lumea asta. Eu mi-am pierdut fetița, nu mai văd niciodată în viața mea. Are și ea copii. Ori plâng copiii după ea o viață întreagă, ori ea după copiii ei. Fata ajunsese în spital după ce fusese diagnosticată cu amigdalită. Medicul nu se consideră vinovat pentru moartea fetei. Era la a patra injecție, a patra. Deci nu putea să aibă legătură cu testarea. E ca și cum dumneata ai mânca zi de zi ceva și după 5 zile ți se face rău. Era la prima injecție. Am explicat de la început. Era la a patra injecție. Dacă era la a patra injecție și la celelalte trei nu avea nicio reacție și mai făcuse acasă și n-a mai avut nicio reacție. Am explicat de 5 ani de asta și tergiversat atâția, nu că am tergiversat eu, pentru că ei nu au găsit exact motivul. Dacă era la a patra injecție, nu a intrat în spital, s-a făcut injecție fără testare și gata. Nu, a făcut 3 injecții și la a patra i s-a făcut rău. După o serie de expertize la Institutul de Medicină Legală Mina Minovici, care au durat ani de zile, s-a stabilit că această injecție a ucis-o pe Raluca Tulic. Corpul de control din Ministerul Sănătății a arătat în urmă cu câțiva ani că moartea fetei putea fi evitată dacă se respectau protocoalele de resuscitare, dacă i s-ar fi făcut toate investigațiile și testarea la antibiotic. Carmen Braia a recunoscut că în spital nu i s-a făcut testul pentru că fata administra deja același tip de antibiotic. Dacă credeți că i s-a făcut 3 injecții, e ca și mai mult decât o testare. Normal, cine a început tratamentul trebuie să-i facă testare. Așa se face în spital. O injecție este mai mult decât o testare. Deci dacă era fără testare, făcea ceva la prima injecție. Nu făcut nici la a doua, nu făcut nici la a treia. Făcut la a patra. În urma expertizelor a reieșit culpa medicală în cazul decesului tinerei. Carmen Braia susține că a aflat de la televizor că a fost trimisă în judecată. Nu pot să-mi dau seama că am tot cerut una și alta. Dacă există legătură, nu se poate exista. Șocul anafilactic în cărți scrie că poate exista, poate interveni pe parcursul oricărui tratament. Adică poți să faci toată viața un antibiotic și după 100 de injecții, la 101 îți faci șoc anafilactic. Scrie în cărți, nu alții mai deștepți decât mine au descoperit chestia asta, care nu putea fi prevăzut, n-ai cum să-l prevezi. Medicul ORL Carmen Braia este acuzată de ucidere din culpă și de fals intelectual, iar asistenta medicală de fals intelectual. Potrivit procurorului Laurențiu Grecu, purtătorul de cuvânt al parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu, foaia de observație a fost modificată după decesul pacientei, în sensul că s-a menționat efectuarea testului privind alergia la antibiotic.
În câteva zile se va stabili cine va fi noul prefect al județului Gorj. PSD încă negociază cu ALDE posturile care le revin în teritoriu. Senatorul Florin Cârciumaru a explicat că încă se poartă discuții, însă PSD merge pe mâna lui Ciprian Florescu. În discuție mai sunt luate însă și alte nume, printre acestea Cristian Toader Pastii sau Constantin Șarapatin, cumnatul deputatei Elvira Șarapatin. PSD l-ar pregăti pe Mihai Prunariu pentru funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean, pe care o va lăsa vacantă Ciprian Florescu dacă va fi desemnat prefect. Încă nu au fost aruncate zarurile privind numele viitorului prefect la Gorj. Partidul Social Democrat și ALDE încă mai poartă negocieri pentru a stabili ce posturile revin. Bineînțeles că în Gorj, ambele partide își doresc conducerea prefecturii. În câteva zile se va stabili și noul prefect al județului. Deja premierul Sorin Grindeanu a schimbat 3 prefecți în țară. Noi am fost oarecum destul de discret în ceea ce privește nominalizarea la prefect, pentru că acum când discutăm, nu se știe exact dacă ne revine și postul de prefect și postul de subprefect sau numai postul de prefect. De pentru care discuțiile privind nominalizarea la prefectura Gorjului o să le purtăm peste câteva zile atunci când vom ști exact. Nu s-a făcut nicio numire, au fost câteva excepții, dar acelea treia produse în țară, dacă nu mă înșel, în 3 județe a fost schimbări, dar discuția respectivă va fi peste, cred că peste o săptămână. Ultimele nume vehiculate sunt Cristian Toader Pastii sau Constantin Șarapatin. Deputatul Mihai Weber susține că sunt mai mulți socialdemocrați în cărți. Totul se va stabili săptămâna viitoare. Nu știu, am văzut și eu tot pe presă că s-a vehiculat numele. Noi avem câteva variante de nume, dar o să discutăm concret atunci când vom ști exact ce revine în partea PSD-ului. Liderul PSD Gorj, Florin Cârciumaru, a respins însă ideea de a promova pe cumnatul Elvirei Șarapatin. Momentan îl susține pe Ciprian Florescu pentru funcția de prefect în cazul în care în Gorj îi va reveni Partidului Social Democrat. Nu, deci cu mine nu s-au purtat discuții pe această temă. Ceea ce vedeți și dumneavoastră prin presă, văd și eu. Nu am discutat decât cu o singură persoană despre o posibilă candidatură pentru funcția de prefect, cu domnul Ciprian Florescu. Pe de altă parte, PSD vânează și postul de subprefect ocupat în prezent de Sorin Arjoca. Și colegii lor de alianță visează la cel de-al doilea post de conducere din cadrul prefecturii. Fostul deputat Niculina Mocioi ar fi susținută pentru funcția de subprefect dacă îi va reveni partidului său. A devenit o adevărată aventură să faci față traficului din Târgu Jiu dimineața sau la prânz. Se circulă bară la bară, nervii șoferilor sunt întinși la maximum, iar claxoanele sunt ca la nuntă. Cele mai aglomerate zone sunt în apropierea școlilor, pentru că aproape toți părinții duc și iau copiii de la școală cu mașinile personale. Cum se circulă la Târgu Jiu în orele de vârf și ce sfaturi au polițiștii atât pentru șoferi cât și pentru pietoni, aflați în câteva momente. Mai mulți parlamentari gorjeni au prins posturi de conducere în Parlament. Deputatul Mihai Weber este în cărți pentru șefia Serviciului de Informații Externe, iar Florin Cârciumaru promite posturi de secretar de stat pentru mai mulți colegi. Andrei Maioreanu este pus pe așteptare pentru o funcție de secretar de stat în Ministerul Energiei sau Economiei. Tiberiu Tătaru este propus pentru un post în Ministerul Sănătății, iar Bebe Ionică ar urma să se întoarcă la Ministerul Comunicațiilor. Cei 7 parlamentari de Gorj au fost incluși în diferite comisii de lucru de la Camera Deputaților și de la Senat. Dacă unii au avut parte chiar de o responsabilitate mărită și au primit președinția comisiilor din care fac parte, alții abia au prins un loc într-o comisie de specialitate în care să-și desfășoare activitatea. Mihai Weber este din această săptămână vicepreședinte la Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională. El vânează și postul de șef al SIE. Este o comisie extrem de grea și foarte importantă, drept pentru care și cealaltă comisie să vedem. Deci este încă o sarcină, o muncă în plus și haide să zicem o provocare, dacă vreți. Bine, pentru mine nu e nou, pentru că și în mandatul trecut am fost în această comisie, am făcut parte din această comisie și este o condiție obligatorie ca
cei care sunt în Comisia de Control Activității SIE să fie obligatoriu din Comisia de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională. Senatorul ALDE, Carla Tiriza, este vicepreședinte la Comisia pentru Transporturi și Energie. Liderul PSD Gorj, Florin Cârciumaru, este membru în Comisia pentru Administrație Publică și Organizarea Teritoriului, unde îndeplinește și funcția de președinte. Cârciumaru admite însă că vor mai fi gorjeni cu funcții în Parlament. Ce șanse sunt să mai avem câțiva gorjeni pe funcții de secretar de stat în ministere? Sunt șanse reale ca în viitor domnul Bebe Ionică să facă parte din echipa guvernamentală. Este posibil ca și domnul Maioreanu, s-au purtat discuții în acest sens cu ministrul economiei, cu ministrul comunicațiilor și chiar cu domnul ministru al energiei. Și bineînțeles că insistăm să purtăm discuții și pe la alte ministere pentru alți membri PSD din teritoriul din județul Gorj. Fostul premier, deputatul Victor Ponta, face parte din Comisia pentru Politică Externă și Comisia pentru Afaceri Europene, unde a fost desemnat președinte. Șefa femeilor din PSD Gorj, Elvira Șarapatin, face parte din două comisii parlamentare, Comisia pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale și Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții. De asemenea, deputatul PSD Alin Văcaru este membru în Comisia pentru Tehnologie, Informației și Comunicațiilor și în Comisia pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării. Deputatul PNL Dan Vâlceanu face parte din Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci și din Comisia pentru Afaceri Europene. Deputatul Elvira Șarapatin neagă că ar fi intervenit la conducerea partidului pentru a-l propune pe funcția de prefect pe cumnatul ei, Constantin Șarapatin, director adjunct la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj. În plus, Șarapatin îl sfătuiește pe acesta să nu accepte o astfel de propunere, pentru că funcția de prefect este trecătoare. Și dacă ar fi susținut de PSD, Șarapatin nu ar putea ocupa această funcție. Recent, numele său a apărut într-o anchetă deschisă de DIICOT, după ce ANAF a scos la vânzare substanțe etnobotanice. În ultimele zile, un nou nume a apărut printre cele vehiculate pentru a-i lua locul prefectului Gheorghe Paraschivu. Constantin Șarapatin, directorul adjunct al Administrației Finanțelor Publice Gorj, este vehiculat ca fiind printre variantele PSD. Surse susțin că deputatul Elvira Șarapatin ar fi intervenit pentru el. Ea a negat însă acest scenariu. N-am nicio informație despre cine va fi prefect sau cine nu va fi prefect. N-am întrebat, nu mi s-a spus. Și nu cred că dacă eu aș dori sau dacă aș vrea, aș putea să o fac, dar nu vreau. Și nici nu am acest interes dacă virgulă, cumnatul meu ar dori să devină prefect și ar rezolva problemele singur, dar din punctul meu de vedere, funcția de director pe care o are este foarte bună. Eu știu că este acolo pe meritul lui, este profesional, foarte bine pregătit. În plus, Elvira Șarapatin a transmis cumnatului său că funcția de prefect nu este una sigură în comparație cu cea pe care acesta o deține în prezent. Funcția de prefect astăzi este, mâine nu este, așa că eu cred că vorbele și poveștile cu acest cumnat al meu, care eu țin la el foarte mult, sunt așa, doar ca să se vorbească despre mine. Nu este adevărat. Nu m-a întrebat nimeni și nu m-a rugat nimeni, nici să îl ajut și nici dacă vreau undeva să intervin pentru cumnatul meu. Constantin Șarapatin a deținut pentru o perioadă funcția de șef al AJFP Gorj. Acum este adjunctul lui Marin Ciumag. Chiar dacă ar avea susținerea PSD pentru funcția de prefect, ar putea o rata. Numele său apare în ancheta deschisă recent de DIICOT în urma scandalului izbucnit la ANAF, după ce au fost puse la vânzare peste 900 de plicuri cu substanțe etnobotanice. Șarapatin ar fi fost președintele comisiei care a dispus comercializarea plicurilor la magazinul ANAF, drept îngrășământ de flori. Drogurile au fost confiscate în urmă cu 6 ani, iar acum substanțele nu figurau pe lista celor periculoase. Între timp, legislația s-a modificat, iar acest tip de etnobotanice au devenit de mare risc. Centrul municipiului Târgu Jiu a devenit un coșmar pentru șoferi. Atât dimineața, cât și la orele prânzului, traficul este infernal. Se circulă bară la bară, iar oamenii trebuie să se înarmeze cu multă răbdare pentru a ajunge la destinație. Polițiștii sunt în permanență în intersecții pentru a fluidiza traficul. Oamenii legii le recomandă șoferilor și pietonilor să circule cu prudență.
De mai bine de două săptămâni, atât dimineața cât și la orele prânzului, a devenit o adevărată aventură să circul cu mașina prin Târgu Jiu. Carosabilul umed, dar și faptul că mulți dintre părinții își duc copiii la școală cu mașina și îi așteaptă când termină orele, a făcut să se formeze cozi imense pe mai multe străzi din oraș. Șoferii sunt nevoiți să aștepte minute în șir să parcurgă traseul stabilit. Este nebunie infernal și nu se încearcă poliția comunitară să-și facă datoria, dar cu greu. Dar de ce credeți că e aglomerația asta așa mare dimineața și atunci? Păi datorită că e fluxul ăsta, școli, licee, este aglomerație. Vin părinții să-și ia copiii de la școală? Da, mai ales acum la ora 12, teroare, și la liceul pedagogic și la Ecaterina și aici la Tudor. Este chiar foarte aglomerat. Ar trebui cumva dizolvat traficul la mașinile astea, la microbuze care merg către autogară, gară, în partea aia, mai pe ocolite, nu pe artele principale. Foarte multe mașini, foarte mare aglomerația și dimineața și la prânz. Ce pot să facă polițiștii? Că n-au ce să facă polițiștii. Ăștia sunt mașinile. Mașinile se mulțesc în fiecare zi. Străzile rămân aceleași. N-au cum să le suprapună. Uite, toți cu mașini și n-au grijă de familie. Cinele nu vă deranjează că e foarte mare aglomerație? Da, păi mă deranjează, uite, mai ales pentru copiii mici. Polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu prudență pentru a evita producerea accidentelor. În vederea prevenirii evenimentelor rutiere, aducem în atenție câteva recomandări preventive pentru această perioadă. Conducătorilor auto le recomandăm să se asigure că instalațiile de climatizare și dezaburire sunt în stare de funcționare pentru a asigura o bună vizibilitate din interiorul autovehiculului. Să evite acționarea bruscă a mecanismelor de direcție și frânare folosind cu precădere frâna de motor pentru menținerea controlului asupra direcției. Să păstreze o distanță corespunzătoare între autovehicule și să circule cu viteză redusă în condiții de ceață, vizibilitate redusă, drum alunecos, acoperit cu poli sau zăpadă. Atunci când sunt la volan, să fie concentrați la trafic, să evite folosirea telefonului mobil fără hands-free sau să poarte conversații cu pasagerii care pot să-i distragă atenția sau să efectueze alte activități în timp ce conduc. Și pietonii sunt sfătuiți să țină cont de recomandările oamenilor legii. De asemenea, în această perioadă, pietonii sunt rugați să circule pe trotuare, iar traversarea străzii să o facă prin locurile marcate și semnalizate corespunzător și numai după ce s-au asigurat că intenția lor de a traversa a fost observată de către conducătorii auto. Graba și neatenția conduc la producerea accidentelor rutiere. Insistăm cu aceste recomandări pentru conștientizarea tuturor participanților la traficul rutier cu privire la faptul că viața este prețioasă și că fiecare trebuie să respecte aceste reguli de circulație pe drumurile publice pentru prevenirea accidentelor rutiere. În fiecare zi, fluidizarea traficului va fi asigurată de echipe ale Serviciului Poliției Rutiere și Poliției Locale. Șoferii care vor fi prinși fără anvelope de iarnă vor fi sancționați cu 9 până la 12 puncte amendă și reținerea certificatului de înmatriculare. Se fură apă în continuare din sistemul de alimentare, constatare au făcut-o angajații APA Regio. Au fost identificate mai multe sustrageri de apă prin ocolirea aparatelor de măsuri sau prin branșarea ilegală la rețelele de distribuție. Oficialii operatorului regional de apă atenționează că persoanele care vor fi prinse că fură apă se vor alege cu dosare penale. În urmă cu 2 ani s-a descoperit că sute de proprietăți private sau de stat erau racordate ilegal la rețeaua de alimentare cu apă. Ne reamintim scandalul după o scurtă pauză de publicitate, când vă aștept și cu alte știri. Rămâneți cu noi! Ne-am întors la știri. Se fură apă în continuare din sistemul de alimentare. Constatarea au făcut-o angajații APA Regio. Au fost identificate mai multe sustrageri de apă prin ocolirea aparatelor de măsuri sau prin branșarea ilegală la rețelele de distribuție. Oficialii operatorului regional de apă atenționează că persoanele care vor fi prinse că fură apă se vor alege cu dosare penale. De altfel, în urmă cu 2 ani, la o sesizare făcută de Gorj TV, APA Regio a descoperit sute de proprietăți, instituții ale statului sau hoteluri branșate ilegal la apă. Zeci de oameni importanți la nivelul județului au ofentat legea până atunci și s-au sustras de la plata utilităților. Tiberiu Albu, directorul economic al APA Regio, a atenționat că verificările vor continua în teren. După ce în urmă cu 2 ani mai multe instituții și hoteluri din Gorj au fost depistate de angajații APA Regio ca fiind branșate ilegal la apă, fenomenul continuă și anul acesta. După mai multe controle, reprezentanții operatorului regional de apă și canalizare au identificat alte zeci de cazuri de furt de apă. Aceștia atrag atenția că începând din acest an, cei care vor fi depistați fentând legea se vor alege cu dosar penal. Începând de anul acesta s-au schimbat drastic legile privind sustragerile ilegale de utilități. În cazul nostru
sustragerile ilegale de apă. Aceste furturi devin în sensul codului penal pasibile și sunt considerate furturi și devin pasibile pentru dosare de, pentru întocmirea dosarelor penale pentru cei prinși în aceste situații. Că am înființat și continuăm să lucrăm cu echipe de verificare, de inventariere a furnizorilor, de inventariere a rețelelor de alimentare cu apă. Avem de asemenea o echipă care are sarcină clară în fiecare zi, scrie pe ea apa regio de branșare, așa cum fac și ceilalți furnizori de utilități, gaze și energie electrică. În cazul în care sunt probleme care apar în relația noastră cu utilizatorii și sunt ilegale, aceștia vor fi debranșați pe loc. Ori prin indicarea contorului, ori dacă nu putem intra în zona în care au contorul, debranșarea prin stradă. Tot începând de anul acesta, cetățenii care nu-și vor plăti facturile în termen de 15 zile vor fi debranșați. De asemenea, atragem atenția că facturile începând de anul acesta au devenit titluri executorii. Nu mai este nevoie să trecem cu ele prin instanță. Ele vor deveni titluri executorii după 45 de zile de la emiterea acestora. Obligația de plată este 15 zile pentru creanțele pe care le înaintăm către beneficiarii noștri. În vara anului 2015, Gorj TV a difuzat un reportaj care a dezvăluit că în cartierul Bicaz, unul dintre cele mai respectate cartiere din Târgu Jiu, se fura apă. Vorbim despre un cartier de prestigiu unde locuiesc oameni de vază ai orașului, directori de instituții ori magistrați. În urma verificărilor, angajații APA Regio au confirmat faptul că sute de proprietăți erau branșate ilegal la rețeaua de alimentare cu apă. Cu toții au primit atunci ultimatum să încheie un contract cu APA Regio și să intre în legalitate. În gheață pentru un viciu, zeci de târgujieni stau în frig în fața barurilor să fumeze. Chiar și așa, oamenii nu vor nici în ruptul capului să renunțe la tutun. Spun că mai bine tremură de frig decât să se lase de fumat. Legea care interzice fumatul în baruri, restaurante, hoteluri, în apropierea spațiilor de joacă pentru copii și în mașina de serviciu a intrat în vigoare anul trecut în luna martie. Cei care permit fumatul în localuri riscă amenzi cuprinse între 5 și 15 mii de lei. În plus, își pot pierde autorizația de funcționare. Potrivit unui studiu, legea antifumat este cea mai respectată dintre toate legile din România. Legea antifumat îi obligă pe cei care merg în baruri sau restaurante să se ridice de pe scaun și să meargă afară dacă vor să fumeze. Chiar dacă în ultima perioadă s-au înregistrat temperaturi chiar și de minus 15 grade, oamenii nu au renunțat la acest viciu, așa că au preferat să tremure în fața barurilor cu țigara în mână. Vă facem să renunțați la fumat legea asta? Nici de-a dreptul. Nu. Copiii mei nu fumează, norma nu fumează, nevastă mea nu fumează. Eu fumez. Doamna de aici ar trebui să facă o cameră pentru fumători cu aerisire și una pentru nefumători. Nu să stați aici în frig să înghețați. Da. Eu cred că ar trebui modificată legea. Să vă creeze condiții pentru fumători, nu? Pentru fumători, pentru noi ăștia care muni mai devreme. Vă e greu să fumați afară? Chiar e. E foarte frig. Da, este. Era mai bine, nu? Trebuie modificată legea ca să puteți fuma în interior? Da, ar fi ceva, sau unele baruri, o lege care să putem fuma și nunte, sau separeuri, era mai bine. V-ați gândit să renunțați la fumat? Cam greu. Am renunțat odată, dar le-am luat ieri. Și fumez mai mult ca atunci. Susținerea populației pentru legea care a interzis fumatul în spațiile publice închise este de 85%, arată un studiu realizat în anul 2016. Legea interzice fumatul în toate spațiile publice închise și semi-închise, indiferent de modul de acces și tipul de proprietate. Este vorba de restaurante, baruri, cluburi, discoteci și orice alt local de agrement destinat accesului public. Fumatul este interzis și în spațiile deschise, cum ar fi parcurile de distracții și terenurile de joacă pentru copii, stadioanele, piețele și alte spații publice deschise pe durata evenimentelor publice distractive sau de alt gen. Este interzis și sub acoperișul stațiilor de transport public, în toate spațiile publice deschise administrate de instituțiile medico-sanitare, instituțiile de învățământ și autoritățile publice centrale și locale.
Direcția de taxe și impozite locale din Târgu Jiu a pus sechestru pe 10 mașini, mărcile BMW și Audi, după ce proprietarii nu și-au plătit impozitele sau amenziile de circulație. Autoturismele sunt însă puse sub sechestru doar pe hârtie. Până acum, nicio mașină nu a fost ridicată sau măcar identificată. Deși mașinile sunt urmărite și de poliție în trafic, nu au fost găsite nici ele și nici proprietarii. Numai puțin de 10 târgujieni ar trebui să rămână fără autoturismele pe care le dețin pentru că nu și-au achitat impozitele pentru acestea și nici amenziile pe care le-au primit de la polițiști după ce au încălcat regulile de circulație. Deși autovehiculele lor ar trebui ridicate și valorificate pentru ca reprezentanții Direcției Publice de Venituri să-și recupereze banii, acest lucru nu este posibil. Asta pentru că mașinile puse sub sechestru nu au putut fi identificate în trafic. Sunt mijloace de transport, BMW-uri, Audi, însă nu am intrat în posesia lor, întrucât nu le-am putut identifica nici în trafic. Până la această dată, organele de poliție nu le-au identificat, deși sunt transmise procesele verbale de sechestru de la data aplicării lor. Ele există în proprietatea persoanelor fizice, dar nu le-am putut identifica în vederea ridicărilor. Proprietarii mașinilor puse sub sechestru au de achitat de regulă foarte multe amenzi de circulație. Autoritățile locale vor urmări toate aceste autoturisme până la stingerea debitelor. Vremuri grele pentru șoferi potrivit noului cod rutier. Dacă sunt indisciplinați și neatenți în trafic, vor fi pedepsiți drastic. Prevederea legislativă se remarcă prin amenzi uriașe sau transformarea celor neplătite în suspendarea permisului de conducere. Mai mult, de la 1 februarie, odată cu creșterea salariului minim pe economie, sumele pe care le vor plăti șoferii care încalcă legislația rutieră vor fi majorate semnificativ. Pe luna viitoare, cea mai mică amendă va fi de 290 de lei, iar cea mai mare poate ajunge la 14.500 de lei. Șoferii se vor gândi de două ori înainte de a vorbi la telefon în timp ce se află la volan. Dacă până acum cei care erau prinși conducând cu telefonul la ureche plăteau numai puțin de 1.600 de lei, de la 1 februarie situația va fi cu totul alta. Asta pentru că va crește punctul de amendă odată cu salariul minim pe economie. Mai mult vor plăti și conducătorii auto care vor fi depistați fără centura de siguranță. Șoferii care vor depăși limita de viteză cu 51 până la 60 de km pe oră vor scoate și ei bani mai mulți din buzunar de luna viitoare. De asemenea, vor rămâne pietoni timp de 90 de zile. Conform hotărârii Guvernului numărul 1 pe 2017, salariul de bază minim brut se va stabili de la 1 februarie anul curent la 1450 de lei, iar în conformitate cu codul rutier, un punct amendă va reprezenta 145 de lei, însemnând valoarea procentuală a 10% din salariul minim. În consecință, contravențiile rutiere vor fi sancționate în funcție de clasele prevăzute în codul rutier, după cum urmează. Clasa 1 de la 290 sau 435 de lei, clasa 2 de la 580 sau 725 de lei, clasa 3 de la 870 la 1160 de lei, clasa 4 de la 1305 lei la 2900 lei, și clasa a 5-a pentru persoane juridice de la 3.045 de lei la 14.500 de lei. Cum văd gorjenii modificările din codul rutier? Problema că este că, na, pe o parte e bun, pe o parte e rău, dar ce să zic, să ne spus că amenzile, salariile a crescut cu 2 milioane și trebuie să ne ia din salariu. Asta e problema. Dacă nu purta centura de siguranță, 16 milioane. Nu, nu mi se pare corect. Și pentru... Noi normal nu să vorbești la telefon în timp ce conduci, da. Mi se pare ca valoare pentru țara românească cu salariile mici. Sunt foarte bune, vând mașina și plătesc amenda. Păi de ce să fac? 16 milioane dacă nu purtați centura și vorbiți la telefon în timp ce conduci. Da, asta e bună. Asta e bună. Și 40 dacă treceți pe roșu. Și asta e bună. Cel mai mult vor plăti șoferii care nu opresc la trecerea la nivel cu calea ferată atunci când semnalele acustice și vizuale sunt pornite, aproximativ 10.000 de lei. Cu aceeași sumă vor fi sancționați și șoferii care sunt implicați în accidente rutiere și au o alcoolemie mai mare de 0,25 la mie în aerul expirat. Cei care se încumetă să treacă pe culoarea roșie a semaforului vor fi și ei sancționați cu peste 4.000 de lei. Ultima majorare a punctului de amendă a avut loc la 1 mai 2016, când salariul minim a crescut de la 1.050 la 1.250 de lei.
Tot mai multe comune din Gorj aderă la ADIA. Asociația de dezvoltare intercomunitară a aprobat aderarea localităților Tizmana, Godinești și Telești, iar în următoarea ședință vor adera Polovrat și Baia de Fier. Aparigeo Gorj și Asociația de dezvoltare intercomunitară ADIA vor să atragă proiecte europene în valoare de aproape 200 de milioane de euro. Asta pentru a investi în rețelele de apă și canalizare din localitățile din județ. Proiectul a fost gândit din 2008. S-au făcut calcule încă de atunci, însă va fi pus în aplicare în această perioadă. În total, 19 localități sunt membre ADIA. Nici o primărie care vrea să investească în canalizare ori introducerea rețelei de apă nu va putea accesa fonduri europene dacă nu face parte din ADIA. Mai multe localități din Gorj au ales să adere la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. Recent au ales să facă parte din asociație localitățile Tizmana, Godinești și Telești. ADIA a fost înființată în anul 2007, iar la această dată asociația numără 19 membri, iar la următoarea ședință va fi aprobată și aderarea comunelor Polovrad și Baia de Fier, care au solicitat acest lucru. Până la sfârșitul anului am reușit să aducem în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară încă 3 UAT-uri, Tizmana, Godinești și Dănești. De asemenea, UAT-urile Polovrad și Baia de Fier s-au exprimat prin hotărâre de Consiliul Local dorința de a adera la asociații, urmând ca la sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie, după ce toți ceilalți membri asociației de dezvoltare își vor da acordul prin hotărâre de Consiliu, să urmeze o ședință asociației prin care să aprobăm aderarea și a acestor două UAT-uri. Pentru anul 2017, ca și proiect al meu personal, dar și al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, ne dorim să extindem aria în județul Gorj, aria UAT-urilor care să devină membre ale asociației. Pentru mine personal, un target de minim 40 de UAT-uri cred că se poate atinge cel puțin până la jumătatea anului. Reprezentanții asociației atrag atenția UAT-urilor care încă nu au aderat la ADIA că dacă nu o vor face, nu vor putea accesa fonduri europene pentru investiții ce privesc realizarea sau reabilitarea sistemelor de apă și canalizare. Trebuie să știe toată lumea că toate aceste fonduri europene nu pot fi obținute decât făcând parte dintr-o asociație de dezvoltare intercomunitară, așa cum vă spuneam și la ultima conferință de presă, pentru că aceste finanțările rambursabile sunt condiționate de înființarea unui operator regional și a unei asociații de dezvoltare intercomunitară. De asemenea, județul Gorj, ca și România, prin tratatul de aderare și prin directiva Consiliului Uniunii Europene 91/271/CE, are de îndeplinit anumite ținte pe sectorul de apă și apă uzată, în special pe colectare și epurarea apelor uzate. Sunt termene, ele au fost, am reușit la nivel guvernamental, s-au reușit obținerea unei decalări a perioadei, dar ele până la urmă trebuie îndeplinite. Localitățile membre ADIA plătesc o taxă anuală în funcție de numărul de locuitori de minim 4.000 de lei. Cel mai mult plătește primăria municipiului Târgu Jiu 15.000 de lei. Pandurii Târgu Jiu a pierdut la masa verde meciul împotriva celor de la ASEA Târgu Mureș. În plus, gorjenii au primit și o penalizare de 3 puncte în clasament. Deciziile au fost luate de Comisia de Disciplină FRF după ce echipa pregătită la momentul respectiv de Petre Grigoraș a refuzat să iasă pe teren pentru repriza a doua partidei cu ASEA, invocând starea terenului care punea în pericol integritatea corporală a jucătorilor. În momentul întreruperii partidei, ASEA conducea cu scorul de 2-0 după golurile marcate de Gabi Mureșan și Vlad Morar. Abatere indisciplinară în baza articolului 79.6 din RD cu aplicarea articolului 34 din RD se sancționează clubul CS Pandurii Târgu Jiu cu 3-0 în favoarea echipei FC ASEA 2013 Târgu Mureș, scăderea a 3 puncte în clasament și o penalitate sportivă de 113.400 de lei, se arată pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal. După meci, oficialii și jucătorii celor de la Panduri l-au acuzat pe arbitrul Marius Avram că a permis disputarea partidei, deși starea gazonului nu permite acest lucru. De cealaltă parte, conducerea lui ASEA i-a acuzat pe gorjeni că au folosit această situație ca alibi, în condițiile în care au avut doar 13 jucători pe foaia de joc. Pentru Panduri, decizia Comisiei de Disciplină reprezintă o nouă lovitură, în condițiile în care recent gorjenii au fost de asemenea penalizați cu 3 puncte din cauza datoriilor. În aceste condiții, formația din Târgu Jiu
Sibiu rămâne pe locul 11 în Liga 1 cu doar 18 puncte. De pe urma sancțiunii primite de Pandurii beneficiază Concordia Chiajna, care s-a apropiat la un singur punct de fosta vicecampioană. Decizia nu este definitivă, astfel că cel mai probabil Pandurii va face apel. Portarul echipei Pandurii Târgu Jiu, Răzvan Stanca, sărbătorește astăzi ziua de naștere în cantonamentul din Antalya al echipei. Stanca a împlinit 37 de ani. El este veteranul din lotul actual al echipei Pandurii, fiind atât cel mai experimentat jucător, cât și singurul cu două trofee în palmares. Portarul echipei Pandurii are peste 200 de meciuri în competițiile naționale de pe prima scenă, Liga 1, Cupa României și Cupa Ligii. Este deținător și al titlului de campion al României cu Steaua București, dar și câștigător al Cupei României cu aceeași formație. Format ca junior la Sportul Studențesc, Răzvan Stanca a evoluat din 1998 până în 2007 la formația bucureșteană, după care a mai jucat pentru Dacia Mioveni, Pandurii Târgu Jiu, Steaua București și Universitatea Craiova. Sezonul 2016-2017 fiind cel de-al șaselea în care evoluează pentru Pandurii Târgu Jiu. În istoria de Liga 1 a clubului Pandurii, Stanca este unul dintre cei mai longevivi jucători, chiar dacă nu a jucat constant numai pentru Pandurii, el având în CV aproximativ 100 de meciuri în Liga 1 cu echipa de la Târgu Jiu. Jurnalul Gorj TV se oprește aici. Rămâneți cu noi de la ora 21, urmăriți emisiunea Numele Adevărului, moderată de Alin Ion. Invitatul din această seară este Dumitru Bârvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie. Eu sunt Diana Speretoiu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine de la ora 18. Să aveți o seară frumoasă!